Ia spuneți voi, sunteți creștini? Ce vă uitați la mine așa? Răspundeți la întrebare. Sunteți creștini? Poate ați observat, poate nu, dar în ultima săptămână s-au ridicat la luptă niște inchizitori care merg din studio în studio de televiziune și întreabă pe toată lumea. Sunteți creștini? Vrei să vorbești despre condamnarea lui Becali? Bine, dar ești creștin? Ai ceva de spus despre privatizarea CFR Marfă? Dar oare ești creștin tu de vorbești așa? Te-a indignat vreo faptă mai puțin lăudabilă a preoțimii? Aha! Dar creștin ești, mă, ca să ai dreptul să vorbești? Serios. Dumneavoastră da, sunteți un credincios, da, domnule? Da, suntem la... Vă întreb, zici, nu, 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 vă întreb, ca să văd cum îl judecați din acest punct de vedere. Da. Deci... Mai e puțin și dacă răspunzi cumva greșit la întrebarea asta, scot ăștia un rug, te leagă și te perpelesc la foc mic până îl mărturisești pe Hristos. Invazia asta de ipocriți care se ascund în spatele bisericii e aproape gata să ne spună că în România nu mai ai voie să zici nimic dacă nu însoțești opinia respectivă cu un certificat de botez. Știam că suntem stat laic, știam că statul și biserica sunt separate. Cum separate sunt biserica, statul și viețile private ale oamenilor. Nu le amestecăm și gata. Iar dacă nu suntem la emisiuni teologice sau invitați la Trinitas TV, credințele personale sunt irelevante. Fă o minune, Doamne! Și pentru mine o minune, Doamne! Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total trei. Că e rău acolo, Doamne! Doamne, scoate pălăria! În timp ce la noi a început miliția Ortodoxiei să te caute la numărul de rugăciuni spuse zilnic, Papa Francisc I-ul a ținut săptămâna trecută o predică în care a încercat, printr-o parabolă, să explice ce îi așteaptă pe atei după moarte. Punând cuvintele în gura unui preot, Papa a răspuns întrebării: ateii pot fi mântuiți? Cu o frază care va schimba multe. Fă bine și vom găsi un punct de întâlnire. Vă întreb și eu așa cum întreabă Paula Iacob. Ăsta-i creștin? Cum adică? Dacă faci bine în mod constant, ești aproape de mântuire? Blasfemie! Mântuirea nu vine, bă, de la binele făcut, ne vor explica preoții noștri de pe bancheta din spate a unei limuzine de 150.000 de euro. Vei fi mântuit doar dacă te lași filmat lingând moaște, târându-te în genunchi pe lângă și prin biserici, behăind cântece de slavă Domnului. Dar mai ales vei fi mântuit dacă vei face donații generoase pentru Catedrala Mântuirii Neamului, pentru biserici, pentru preoțime. Nu contează că după aia te duci iar la furat ca să-ți poți susține generozitatea. Doar dă destui bani bisericii și ești sfânt. Singurul iad real e pe pământ, noi suntem rezidenți. Da ține ploaie, da ține vânt, suntem mai dracu de rezistenți. Doamne, miluiește! Dumnezeu e cu noi, ne veghează când căutăm în gunoi. Ni se spune pun ton părintesc că suntem răi. Doamne, miluiește! Cam zărghit papa ăsta care merge cu metroul printre atei, creștini, musulmani sau animiști. N-a înțeles nimic din ce ar trebui să facă biserica. Rușine, rușine. Așa că doar dacă sunteți creștini vă puteți uita la emisiune. Ateii n-au voie că se supără apărătorii lui Gigi.